Salutare tuturor și bine ați revenit în ograda casei Buhnici. Nu arată foarte bine decorul. Cred că e cazul de o mică modificare. Living. Hai să o ridicăm și pe cealaltă. Și pe cea de sus. O să arate mai bine așa. Dacă vrei să vezi cum am ridicat rulourile de pe telefon, poți să te uiți la clipul în care ți-am arătat cum controlezi toată casa dintr-o singură aplicație. Și înainte să trecem la subiectul propriu-zis al episodului de astăzi, pot să vă confirm că după trecerea aceea bruscă de la iarnă la vară, când ne-am supraîncălzit vreo câteva zile, e bine, de atunci încoace temperatura în casă a fost constantă la 23 de grade. Chiar și în acest moment, casa este suficient de răcoroasă pentru gustul meu și asta cu un consum minim de energie, dar despre astea am mai povestit. Astăzi este timpul să povestim despre curte, despre vegetație, despre toate lucrurile acestea care fac ograda noastră să arate spectaculos. Pe sufletul meu. Se împlinește o lună de când am finalizat plantările și toate veștile, aproape toate, sunt bune. Aproape toate plantele s-au prins. Nu s-a uscat aproape niciuna, cu excepția cireșilor. După care sufăr și acum. Puteam să mă îmbogățesc de pe urma lor dacă se prindeau, că aveau pe ei și niște cireșe mici. Dar avem la schimb afine și o să avem piersici. Nu o să mă îmbogățesc eu din livadă, dar ați prins ideea. Sunt foarte puține plante care nu s-au prins după plantările din mai. Am plantat cu un pic de întârziere. Era o idee mai bună să fi plantat prin martie, aprilie, dar a fost destul de rece și n-am reușit noi să organizăm transporturile la timp. E o lecție învățată. O să refacem plantări cu alți câțiva pomi la primăvară. Dar până atunci, hai să vă spun lucrurile bune și cele mai puțin bune. Ce ne-a ieșit bine și unde cred eu că am greșit și am fi putut face mai bine. Am învățat multe lecții despre grădinărit în ultima lună, ultimele luni, ultimii ani, dar toate chestia asta ar putea să se întindă într-un serial. Încercați să vă dau părțile cele mai importante. Și să o luăm cu începutul începutului. Unul dintre primele articole despre casă era despre gardul viu. Acum 3 ani plantam gardul viu. Încă dinainte de a avea finalizat proiectul de casă, de a ști unde va fi casa propriu-zis, am făcut gardul și am plantat gardul viu. Și îmi mulțumesc pentru chestia asta și azi. De ce? Pentru că gardul viu este cea mai importantă investiție pe care am făcut-o în confortul nostru. După 3 ani a ajuns la maturitate. De la niște firicele foarte subțiri pe care le plantam atunci cu o metodă patentată de tata, cea cu ranga, astăzi avem niște pomișori, să le zic așa, niște copăcei, unii dintre ei sunt groși cât degetul mare de la mână. Și au crescut de au sărit de 2 ori peste 2 metri, am făcut deja chiar 2 tundere anul ăsta ca să îndesim gardul viu, care acum este la înălțimea pe care ne-am dorit-o, la 1,70 m, și este suficient de des încât să ne ofere nu doar intimitate, că după cum vedeți nu suntem atât de secretoși, ci mai degrabă protecție față de praf și vânt. Este important să iei în calcul lucrul ăsta de vreme. Dacă ai de gând să construiești, plantează gardul viu cât poți de devreme. De ce? Pentru că odată ce va crește, gardul viu va fi un filtru pentru tot aerul pe care vei respira. Toată curtea este mult mai curată, geamurile sunt mai puțin prăfuite, panourile fotovoltaice nu mai trebuie spălate atât de des, în primul rând datorită gardului viu. Frunza este cel mai bun filtru și arată și bine, arată chiar spectaculos de bine. Eu mă încarc cu energie de fiecare dată când ies în curte și mai și produce oxigen. Desigur, mai trebuie tuns, l-am tuns cu tata zilele trecute, am fost atât de prins în activitatea asta încât am uitat să filmez sau să fac vreo poză, dar îi mulțumesc pe această cale oficial pentru aptitudinea lui de mare Jedi al gardurilor vii. Și ca să încheiem discuția despre gardul viu, pentru că e o problemă aproape rezolvată, pot să vă mai confirm că da, îl irigăm constant, prin picurare. M-aș fi bucurat dacă puteam să am inteligența de a-i pune folie de la început, ca să nu crească buruieni prin gardul viu și să nu iasă cârtițele. Dar, măcar acolo, cârtițele mele, mai ales pe zona de acolo, își pot face încă o onoare de cap, că n-am de gând să le extermine așa cum mi-a sugerat un vecin. Nu Neanicu, că Neanicu le iubește. Apropo, între noi fie vorba, chestiile alea, vibratoarele alea care ar trebui să sperie, dildourile alea metalice care să sperie cârtițele, nu funcționează. Nu le-am încercat, m-am uitat doar la review-uri, nu voi da banii pe așa ceva și nu am de gând să le otrăvesc. Dacă află Neanicu că omor o cârtiță, cred că mă bate și n-aș vrea să stric relația cu Neanicu. Așadar, cârtițele nu sunt o problemă în gardul viu, câte vreme stau acolo. Nu vor intra însă, sper eu,
pe gazon, pentru că sub gazon am pus o plasă, o plasă anticârtiță care nu le afectează în niciun fel, doar le atrage atenția că de acolo, de la nivelul gazonului în sus, începe teritoriul meu, nu al lor, că eu am amenajat curtea asta. Că dacă erau cu adevărat interesate să navigheze pe aici, puteau să o facă atunci când era terenul prost, că eu am chinuit să îl organizez. Așadar, cârtițelor la margine. Pe lângă gardul viu avem o mulțime de plante pe care Radu nu le înțelege. Pe cele mai multe dintre ele nici măcar nu știu să vi le spun cum se numesc. Dar toate au ceva în comun. Au mentenanță minimă. Tot ce am instalat, tot ce am plantat în această curte, după cum știți și de la casă, respectă această regulă. Să nu aibă nevoie de buhnici să le păzească în fiecare zi, să le poarte de grijă, să le trateze, să le repare, să le cocoloșească. Chestia care mănâncă mie cel mai mult timp este tunsul gazonului. Dacă tun mai rar de 5-6 zile, devine o muncă foarte grea. Am o mașinuță electrică, o să vă și arăt, cu care tund toată curtea, iar recordul meu este de sub 4 ore dacă nu am udat în acea dimineață și gazonul meu este suficient de uscat. De ce am ales însă acest oxigazon? Unii dintre voi mi-au reproșat că nu este foarte ecologic. Ba, pot să vă confirm că este 100% ecologic. Produce și oxigen, este verde, arată bine, filtrează și el praful, este cât se poate de curat în curte și în loc să plantez eu acum, să pun niște semințe pe care să le port de grijă și să le ud și să le fac tot felul de tratamente, am luat rulouri de gazon dintr-o fermă specializată în așa ceva. Nu știu unde e poluarea în chestia asta și chiar dacă ar fi un pic de poluare, sigur compensez eu pe undeva, măcar cu fotovoltaicele. Gazonul e important. Să vezi verde când vii în curte e o satisfacție profund bărbătească. Și când spun profund bărbătească, mă refer și la întreținere. Sunt singurul care tunde iarba. Și am și trimmer cu care tund marginile. Și mai și ud zonele care sunt un pic arse. Tot gazonul pe care l-am plantat, în marea lui majoritate, s-a prins. Aproape tot. Sunt câteva zone însă unde iarba este arsă. Adică nu s-a prins corespunzător. Fie că nu a primit suficientă apă, deși am încercat să irig din abundență în primele zile după punerea rulourilor, fie substratul are nevoie de o intervenție. Sub noi este un teren argilos. Încă un motiv să vin cu rulouri de gazon peste un substrat bine pregătit, decât să mă apuc să plantez iarbă unde nu s-ar fi prins niciodată ca lumea. Și pământul ăsta un pic păcătos necesită un pic mai multă atenție. Așadar, pregătirea gazonului a fost pentru noi importantă. În clipurile pe care vi le-am mai arătat cu cei de la Oxigazon, v-am explicat, dar le repet pe scurt. Peste terenul nostru compactat, am venit cu pământ vegetal, apoi cu nisip, plasă, anticârtiță și apoi am întins rulourile de gazon pe care le-am udat, evident, din belșug. Apropo, sub toate chestiile astea, a pus instalația de irigații, despre care o să vorbim puțin mai încolo. Așadar, gard viu, gazon și plante, pentru că nu poți să stai într-o curte care să arate ca un teren de fotbal. Bine, ai putea să faci chestia asta și ar arăta cel puțin bine, dar ai vrea să te bucuri de natură. Și noi, ca oameni, sapiens cum ne numim, ne dorim să transformăm natura după bunul nostru plac. Buhnici a ales gard viu, gazon și plante care să îi dea senzația că trăiește într-o mini-junglă. Adică vreau să văd vegetație felurită, nu vreau să fie totul absolut uniform. Plus că nu era o idee foarte bună să mă apuc să pun gazon pe taluzurile din jurul foișorului nostru fotovoltaic. Am ales așadar să punem diferite zone cu plante ornamentale perene. Cuvântul cheie este perene, pentru că aceste plante vor trăi mai mulți ani împreună cu noi, se vor dezvolta și au nevoie de o întreținere minimă. Ce înseamnă întreținere minimă? Le-am plantat, am mai curățat câteva buruieni dintre ele și le udăm. Și cam atât. În teorie nu au nevoie de niciun tratament fitosanitar, poate doar niște tăieri, niște tunderi pe la primăvară. Sper să treacă cu bine peste iarnă, mai vedem până acolo. Dar și aceste plante perene au fost plantate într-un anumit fel, astfel încât să lucrăm cât mai puțin cu ele. Toate zonele unde știam că vom pune plante perene au fost pregătite cu irigație prin picătură. Și acolo am pus o folie, o folie diferită față de cea anticârtiță, arată ca o foaie de rafie, în care am făcut găuri și am făcut plantările, așadar apa vine sub folie, avem apoi plantele irigate prin picătură și peste folia respectivă am pus mulci, scoarță de nu știu ce fel de pin care rezistă bine și ține umiditatea în sol. Din păcate, fiind începător, nu am verificat cu atenție constant umiditatea de sub folie ca să mă asigur că nu irig prea tare. Acum câteva zile am redus drastic irigațiile pe toate zonele cu plante perene, pentru că scoarța este uscată la suprafață, de dedesubt pământul era mult prea umed
și am și pierdut vreo 2-3 lavande pe aici pe acolo. Avem multă lavandă în curte pentru că noi am crezut că va fi o idee bună împotriva insectelor. Da, am scăpat de multe insecte și am atras albinele. Lorena nu s-a bucurat când a descoperit chestia asta. Dar sunt frumoase și miros excepțional. Simplu fapt că te apropii de ele și dai așa cu mâna, se ridică o aromă de te liniștești și uiți de toate supărările. Lavanda este însă una dintre puținele plante pe care eu le recunosc după nume. Desigur, mai avem și altele și dacă ar fi să scot lista, v-aș mai putea povesti despre... Am uitat cum se numește aia, dar este frumoasă și e înaltă și a crescut. Dar știu de festuca, sunt chestiile alea de acolo, care sunt ca niște chestii de fân, pare tot timpul uscată, dar e foarte frumoasă. Sunt o mulțime de plante decorative, toate respectă aceeași regulă. Au întreținere minimă, dar au culori diferite. Desigur, culori diferite înseamnă de foarte multe ori tonuri diferite de verde. Dar mai avem și alte culori. Avem galben, avem cărămiziu, avem roșu, mai avem plante cu fir subțire, altele cu frunză lată. Nu pare atât de interesant până când nu treci printre ele. Credeți-mă, eu mă bucur de fiecare dată când le văd și dacă sunt odată corespunzător, înfloresc și cresc foarte repede. Apare și un dezavantaj la pachet, pentru că ne-am dorit o grădină care să arate bine din primul an, am făcut puțin prea multe plantări. Deja mă uit la unele dintre plantele noastre care se dezvoltă foarte repede. Au soare din abundență, toată grădina este însorită toată ziua, mai puțin laturile unde nu prea avem prea multe plante, și sunt irigate corespunzător, dimineața și seara. Condiții ideale, aproape tropicale. Plantele acestea cresc la noi într-o veselie, împreună cu ele și unele buruieni, dar vorbim și despre ele. Plantele noastre cresc așadar foarte repede și intuiesc că în motorul an vom avea deja o problemă cu transplantarea unor plante în alte locuri. Voi fi nevoit să iau o decizie, ori să le sacrific ca să le las pe celelalte de jur împrejur să crească și să nu se canibalizeze unele pe altele, fie să extind grădinile de plante perene, să mai decupez anumite porțiuni din gazon. Nu am luat încă o decizie, dar știu clar că toate plantele pe care le vedeți vor crește și se vor dubla, unele chiar tripla în dimensiuni, iar în momentul ăsta toate zonele sunt destul de înghesuite în momentul ăsta cu plante. Adică nu sunt înghesuite, dar sunt aproape la capacitate. Dacă vrei un sfat bun pe această parte, încearcă să te împaci cu ideea că în primul an plantele tale vor părea un pic golașe. Grădina de flori perene ar putea să pară puțin golașă, dar îți garantez că în anul 2 te vei bucura de o grădină frumoasă, fără să faci o investiție dublă. Plantele noastre perene au fost scumpe, am cheltuit mii de euro pe ele și le-am adus de la distanță destul de mare. E destul de greu să găsești într-un singur loc plante bune, sănătoase, viabile, care să trăiască odată ce le-ai plantat. De-aia vă spuneam, mai mult de 95% din ce am plantat s-a cam prins. Nu am avut probleme serioase, însă am luat cam multe. Trebuie să recunosc. Revenind la partea de mentenanță, vă spuneam că avem unele probleme cu buruienile, dar nu în zonele cu plante perene, pentru că v-am explicat de acea folie și scoarța de deasupra. Puținele fire de buruieni care reușesc să strecoare sunt foarte ușor de smuls și sunt o activitate aproape plăcută pentru fetele mele. Cam asta fac ele, mai smulgem împreună câteva buruieni din curte. Însă, după prima lună în care toată vegetația a explodat, a fost nevoie de un efort comun al întregii familii. Am făcut o clacă, exact ca în Ardeal, și în două zile am scos buruienile de peste tot. De aceea și prin gardul viu am găsit buruieni și prin zona de plante perene, însă acum lucrurile sunt sub control. Despre pomii fructiferi nu am foarte multe lucruri de spus, în afară de cireșii care s-au uscat, iar tata i-a tăiat scurt însă deasupra altoiului, noi sperăm că se vor revitaliza, vor reîncepe să crească, ceilalți au cam prins. Vom avea ceva piersici, piersicul nostru a venit cu câteva piersicuțe pe el și se coc, iar în spate afinul deja ne-a săturat măcar o dată, ne-am făcut pofta de afine, sperăm să vină cât de curând și zmeura. Anul ăsta nu știu dacă vom căpăta agrișe. Pe scurt despre irigații, așa cum spuneam, plantele perene și gardul viu sunt udate prin picătură, gazonul prin aspersoare. Avem mai puțin de 13 zone de irigație pentru că avem o grădină destul de generoasă, undeva la vreo 1000 de metri cu totul și pentru asta e nevoie de o mică uzină energetică și cel puțin două rânduri de pompe și niște programatoare ca să udăm în două ore toată curtea. În prima etapă am udat destul de mult, apoi am scăzut destul de mult irigațiile după ce plantele s-au prins, odată ce se înrădăcinează, consumă mai puțină apă. Însă chiar și așa, consumăm săptămânal metri cubi de apă pentru irigații. Uitându-mă înapoi în investiția în bazinele îngropate de aici, nu le regret nicio clipă. În momentul ăsta sunt pline. Bine, am avut vreo două ploi torențiale în ultima săptămână. Au stat goale destul de mult în primăvara asta, însă își vor amortiza costul pe termen lung.
apa din rețea este scumpă și este potabilă și nu e bine să uzi cu ea. Dacă te apuci să sapi după o fântână, din nou, nu e o idee bună să uzi cu apă pe care o tragi în momentul acela din fântână. Întotdeauna vei avea nevoie de un bazin tampon. Apa de ploaie este cea mai sănătoasă și mai e și gratis pe deasupra. Hai să tragem împreună câteva concluzii. Dacă vrei să ai o grădină frumoasă, trebuie să o planifici odată cu casa. Gardul viu chiar înainte să construiești. Nu-ți trebuie proiect ca să știi că e bine să ai un gard viu. În loc de unul de beton, de scândură, de fier, mai bine pui un gard de plasă și lângă el un gard viu. Eu am făcut lucrul ăsta și mi-este mult mai bine. Nu mai bate vâjul prin curte ca înainte, nu mai am praf și am și un pic de intimitate față de laterale și față de stradă. Când vine vorba însă de amenajarea restului curții, lucrează cu specialiști și mă refer la arhitecți peisagiști ca să-ți alegi plantele după stilul tău de viață, după preferințe și să arate într-un fel unitar. Sunt în stare să recunosc că arată bine curtea în momentul ăsta. Trebuie să recunosc că nu aș fi fost în stare să o desenez ca să iasă așa. Mai bine apelăm la cei care se pricep. Și când vorbesc de cei care se pricep, e cazul și despre irigații. A fost nevoie de un inginer care să proiecteze instalația de irigații pe care să o pună în operă o echipă profesionistă. Și nu regret nici această investiție, pentru că altfel ar fi trebuit să ies cu furtunul dimineața și seara sau măcar o dată pe zi, cel puțin 2 ore ca să ud la furtun. 2 ore pe zi, cred că ar fi însemnat niște zile întregi pe parcursul anului. Nu am atât de mult timp la dispoziție. Și nu vorbesc doar despre faptul că vei scăpa de munca de a uda tu manual curtea, dar diferite plante au nevoie de diferite tipuri de udare. Iar omul de la irigație a lucrat îndeaproape cu arhitectul de amenajări și a știut exact unde să tragă, spre exemplu, țeavă pentru udare cu picătura. Lucrând de vreme cu echipa de irigații, am tras apă inclusiv pe o limbă de pământ care este între aleile de piatră cubică. Să subtraversăm ar fi fost destul de complicat dacă am fi făcut-o astăzi. Așadar, irigațiile pot transforma un proiect foarte frumos pe hârtie într-un proiect reușit în realitate. Dacă irigațiile nu funcționează și tu nu ai timp să uzi, cu siguranță vei căpăta foarte repede o pârloagă. Selecția plantelor este de asemenea importantă. Ți-am spus că pentru mine important era să aibă mentenanță minimă, dar să arate bine și să fie longevive. Și gardul viu este principalul exemplu. Cu gardul ăsta poți să mai trăiesc mulți ani de aici înainte și întotdeauna va fi viguros, nu prea are dăunători, n-am văzut să aibă vreunul, doar îl tundem și îl udăm. Gazonul de asemenea a fost selectat pentru această climă. Acest oxigazon, și nu o să intru în chestii de botanică, pur și simplu trebuie să mă crezi că are frunzele adaptate pentru o climă care poate fi foarte însorită, să reziste și cu mai puțină apă, dar să nu fie ațos, să nu fie tăios la picioare dacă vrei să ieși desculț. Însă și gazonul trebuie plantat într-un anumit fel și formele geometrice pe care le alegi sunt importante pentru că ele vor decide câtă muncă te vor costa ulterior pentru tunsul ierbii. Pentru mine, cea mai importantă lecție este că trebuie să-mi iau un robot. Am încercat să tund singur și îmi consumă foarte mult timp. Nu voi putea continua așa la nesfârșit. Robotul ăla trebuie să sosească în curte pentru că alternativa ar fi să negociezi cu grădinare din zonă. Vreți să știți cât m-ar costa o echipă de grădinari în Corbeanca? Chiar vreți să știți? Ok, 2000 de lei pe lună negociat, pe lună de vară. Cât credeți că m-ar costa pe timp de iarnă? 1000 de lei pe lună. Ce ar face pe timp de iarnă? Nimic, dar este un fel de taxă de protecție. Pardon, de retenție. Da, pe bune. Nu este o glumă. Afacerea cu grădinăritul în zonele din jurul Bucureștiului este într-o explozie continuă. Și înțeleg pe oamenii aceia. Au mari dificultăți să mai găsească români dispuși să se aplece, să tundă iarba, să taie gardul, să smulgă buruieni și așa mai departe. Nu prea mai avem țărani, grădinari. Și de aceea salariile sunt mari. Grădinarul care negociam eu avea, spre exemplu, oameni aduși din Teleorman, pe care îi caza la el acasă, pentru că nu găsea forță de muncă în Ilfov. Așadar, dacă mai aud pe vreunul că se plânge că n-are o pâine pe care să o împartă cu copiii, îi aduc aminte că se poate face oricând grădinar. Cât de greu poate să fie să fii grădinar? Cât de greu? Până și eu pot să o fac. Pardon, o fac. Deocamdată sunt în etapa în care tunsul gazonului este o activitate profund relaxantă. Aș putea spune că meditez. Aș putea spune că mă descarc de tot ce este rău. Și recomand tuturor terapia prin grădinărit.
Ar mai fi multe de spus, dar mă opresc aici că se termină cardurile și bateriile și mă jură Radu. Dacă aveți întrebări și comentarii, lăsați-le mai jos și poate facem o continuare. Deocamdată atât din curtea casei Buchnici. Până data viitoare, numai bine!